Salutare prieteni, eu sunt Scoa și astăzi jucăm Chivalry Medieval Warfare împreună cu Soulspark. Salut! Ok, păi hai să căutăm un server întâi. Nu e la multiplayer, păi am mai jucat pe ăsta. Intrăm pe ăsta? Da, dai connect. Ok, Mason. O să joc clasa mea preferată, Vanguard. Oh, știu mapa asta. Îmi face un lag gigantic. Bă, nu, e ok. Am o pălărie de Crăciun, Crăciun fericit tuturor. A trecut Crăciun, probabil, când vedeți voi videoclipul ăsta. Ok, deci acolo este prietenul meu, Soulspark, și practic invadăm castele. Pentru că asta facem în Chivalry. Ori castele, tot fel de obiective. După părerea mea, e unul dintre cele mai bune simulatoare de combat medieval. După... Warband. Warband, Mountain Blade Warband. Jocul ăla este... valoare. Pur și simplu, oameni care se taie cu săbii. Ok, cobor acum la tine. Da, nu mai cobor nicăieri pentru că tu ai luat foc. Oh da, ce-mi place când sar acești Man at Arms în față și se gândesc că pot să mă lovească și eu pur și simplu pun bloc și le tai capul. Sau îi lovesc. Sau le dau o bucată, sau... Da, dar mai dau și bloc pentru că sunt deștepți, nu? Da, nimeni nu poate să se bată cu asemenea sabie. Ok, acum obiectivul nostru este să-l apărăm pe rege, care este Maldric, și să-l omorâm pe celălalt personaj al cui nume nu-l cunosc. Să mergem. Da, deci, practic, tot ce să facem o să-l apărăm pe rege și... Băi, fii atent, hai mai bine să-i lăsăm pe prietenii noștri să îl apere pe rege și mergem să-l omorâm pe... Sau să stăm aici, de ce nu? Oh, trebuie să fii. Kill score-ul. Kill score-ul e baza. Da, am fost înfrânți. Și acum, desigur, când într-un joc ești înfrânt, încep să-ți ataci cu echipierii, pentru că asta se face. Corect? Corect. Corect. Pulon. Oh, da. Agil. Agil, finuț. Finuț. Agata? Poftim? Agata. Da, gata. Cred că voi fi... liber pentru tot. Oh, nu. Liber pentru toți? Atunci e timpul pentru cavalerul cu căciulă de Moș Crăciun. Haide, liber pentru toți. Ăsta este un mod în care toată lumea lovește pe toată lumea. Evident. Și se întâmplă să găsești bătălii între 2-3 playeri și tu pur și simplu să te bați să-i mor pe toți sau să... sau să fii bătut de 2-3 playeri care au ceva cu tine. Nu. Nu se întâmplă. Da, am fost sfârmat în bucățele. Se încarcă altă mapă. Au votat cumva altă mapă? Da, au votat altă mapă, super, ador. Mason. Mason? Mason-i atacă, nu? Da, Mason-i atacă parcă. Nu mi-am amintit sigur. Totuși vreau să încerc sabia asta, este mai... Ce se întâmplă? Dark Forest? Ce mod avem acum? Da, suntem în aceeași echipă, deci... Da, Last Team Standing, ador modul ăsta, deci este cel mai șmecher mod, după părerea mea. E un fel de mod competitiv, în care dacă mor o dată, nu mai poți respawna. Da, deci, practic... nu, nu, să nu faci asta... Ah, haide! Haide! Ai o plăcere subită, Tina, mă... De la mă căsăpi. Măcar fă-mă mândru. Ok. O să încerc. Să-i atac prin spate. Toată lumea se uită la tine acum. Dar... da. Măcar dansează, știu, sau ceva. Nu acolo. Albastru, haide.
Da, copacul a simțit durerea. În spate. Bine. S-au omorât între ei. Da, Team Killing Simulator. Al doilea nume al lui Chivalry. Ok, bravo, ai omorât, mă rog, ai omorât doi, să zicem așa. Tu și cu We Have Fried Chicken este... da, voi doi sunteți baza și mai e un tip trovador care are o suliță în mână. Un arcaș. Da, haide, baza noastră stă în tipul barbar. Ne place mult ce face. Wow. Mutilează-i. Mutilează-i, prietene. Bine. Videoclipul acesta vă prezintă cum trebuie să luptați în Chivalry. Doar că nu eu sunt... Wow. Ghidul vostru, da. Băiatul ăsta este fenomenal. Și îmi place și skin-ul lui. Băi, aș putea să fac un kill montaj din chestia asta, gen... Nu din kill-urile mele. Stupid! Stupid! Stupid is yours. We have fried chicken.